Ești de ce iubești, fotointerviul adună la oaltă personalități ale Bucureștiului din cele mai diverse domenii creative. De la artiști, actori, regizori, fotografi. Mi-e greu să denumesc toate domeniile pe care am vrut să le abordez. Iar aceste portrete am încercat să le realizez pe cât posibil în mediul personal și de creație a fiecărei persoane, pentru că mi se pare important să vedem cât de anume îi desfășoară activitatea cei pe care îi iubim atât de mult. Mi s-a părut interesant să trecem dincolo de portret, să mergem și în partea filmată, pentru a imortaliza gândurile cele mai sincere ale oamenilor despre București. În momentul în care ți se pune o cameră și întrebi de ce iubești Bucureștiul, nu poți fi decât sincer. Și am avut cele mai surprinzătoare și mai frumoase răspunsuri. De exemplu, iubim Bucureștiul pentru că are acest miros nebunitor de tei acum, sau miros de trandafir, amintește pe alocuri atât de mult de Mircea Eliade. E un București cu foarte multe biserici și un București care s-a întemeiat pe desfințul la Domnului Ilie Pădescu. Vă invit să vedeți portretele, vă mărturisesc că mi-a fost foarte greu să tai din filmările pe care le-am făcut această mică secțiune pe care am ales-o pentru film. Vă pune varianta integrală a fiecarei filmări tot online, vizionată integral. Acum aș vrea să invit pe invitații noștri de onoare care sunt prezenți și pe Simeze să vorbească câteva lucruri despre expoziție și cum mi s-a părut lor ideea. Pot să vă invit? Nu am mai fost alături de țară.
Este o zi frumoasă, este miezul verii pentru cei care știu ce înseamnă Sânzienele sau Brădlaica în zona Munteniei. Este o sărbătoare frumoasă, o sărbătoare a Pâlcului, a Deazului, a Vieții. Ne aflăm pe un loc boieresc. Ca om care a studiat în arhive ce a fost în această capitală, vă pot spune că aici locul era mai frumos decât acum, înainte. Istoricii vechi și cronicarii ne spun că boierii Suțu aveau aici grădină, aveau lac, pe aici, aproape de Colțea, exista în vechime un gâriaș care se numea Bucureștioar. Avea un lac cu lebede, avea trăsuri cu care albi, era un loc frumos. Aici, în spate, după cum știți, a fost prima universitate a țării. Academia Sfântul Sava. La doi pași era Agia, adică poliția de azi, unde este bărăția acum. Era sediul Poliției Capitalei, cea mai veche mărturie documentară este din 1112. Peste drum, spre Hanul Manuc, era Beciu Agiei. Cum îi spun astăzi unui Beciu Domnesc. Deci, iată, ne aflăm în, practic, în miezul Bucureștiului. Legat de ideea doamnei Cristina Nichituș-Bolonceac, vedeți dumneavoastră, zi de zi, ni se picură o travă în suflete. Vedem mizeria, ni se arată peste tot. Știți, este o tactică a vrăjmașului pe care mulți nu reușesc să o citească. Dacă zi de zi ți se arată răul și urâtul în mijlocul tău, vei sfârși prin a fi contaminat de urât și de rău. Ca om care a lucrat în teren 24 de ani, o spun cu mândrie prostească, cunosc mizeria din București. Da, dar este foarte puțin față de Bucureștiul frumos, față de Bucureștiul cultural, față de Bucureștiul arhitectural, față de Bucureștiul cu mari oameni. E foarte puțin. De aceea, sunt onorat să fiu în mijlocul dumneavoastră. Sunt cel mai ghiță, cel mai necăjit din toată pleiada asta pe care doamna Cristina Nichituș-Bolonceac i-a adunat aici. Și în final vă invit să vă gândiți la partea frumoasă și optimistă a acestei țări. Țara noastră, poporul nostru a răzbit în istorie prin tradiții, prin iubire de țară fierbinte, și nu prin trădare și prin mizeria de zi cu zi, mulți ca aceasta care tinde să ne cucerească. Vă mulțumesc, să vă dea Dumnezeu sănătate și să ne vedem mereu la evenimente tot atât de frumoase. Salutare! Ceata ca niște peritași, așa să-i și spun cât
de rău este și cât de rău este în spate. De aceea e foarte mai mare să ne vedem pe Doamne. Capitala noastră acolo unde este loc. Eu vă mulțumesc că suntem aici astăzi.